Livrarea proviziilor alimentare și medicale se va efectua în maximum 4 zile de la comanda dumneavoastră, în funcție de orbita dumneavoastră de staționare. Dacă tocmai v-ați trezit din criogenare, vă rugăm să urmați meniul de suplimente obligatorii pentru o trezire eficientă și agreabilă. Terraformarea noii planete va fi gata în 732 de zile. Sperăm că acest moment vă găsește mulțumiți și împliniți. Ne aflăm în al 4-lea an de tranzit post-teran și vrem să ne amintim astăzi un pic de pământ. Ca în orice vineri, vrem să ne sunați și să ne spuneți ce sunet vă marca viața de zi cu zi. Ne puteți cere sunetul preferat prin call streaming X27Z23, setting limba română. Avem deja un apel. Capsula CX234, vă ascultăm! Bună ziua, doamnă! Eu vreau un pic amăr. Se auzea mereu un pic amăr. Dacă nu era la mine pe stradă, era la birou pe stradă sau pe la hipermarket. Vreo preferință anume? Oraș, intersecție, tip de picamăr? Ce-o fi? Vreau să aud un picamăr. Desigur, am o secvență de 20 de secunde. Acesta a fost picamărul dumneavoastră. Mulțumit? Da, nu știu, mi-a fost dor, sincer. S-aud așa viață, cu tot cu claxoane, cu ulete. Să rămână, o zi frumoasă să aveți. Desigur, lumea se enerva când îl auze atunci. Înțeleg ce ziceți, dar eu m-am trezit acum 2 ani. Eu de atunci stau singur și aud doar cum scârție capsula asta care plătesc spațiu. Am înțeles. Mai avem un apel, capsula CZ243. Bună ziua! Nicoleta mă numesc. Știți, dacă am auzit claxoanele, vreau să ascult o intersecție. Aveți ceva de la Piața Victoriei sau din nord de la Baba Novac, acolo la Podcoavă? Da, cred că da. Îmi amintesc, vai, cât mă plimbam pe la universitate. Se înjura mult în trafic, dar mersi tare fain. Cu mare plăcere! Răspundem în continuare la comenturile postate pe social media. Așadar, avem o betonieră, mai multe claxoane, macarale, club. Ah, da, și un pârâu în premieră la noi. De mult n-am mai auzit. Nu știu sigur dacă a fost pârâu sau robinet, dar pe mine m-a liniștit. În continuare, urmează în 20 de minute o discuție despre nutriție în spațiu. Noile studii spun că o nutriție echilibrată poate atenua efectele... Asta e tot? Nici o muzică? Nu, n-am plătit și pachetul de muzică, dar m-am bucurat să ascult strada. Eu nu. Aveam muzică la maxim ca să n-aud nimic. Mai bine mai dormeam un an. Da, dar n-ai zis tu că... Da, mă, atât am plătit. Dar eu știam cum o să fie. Mai amesteci mult cafeaua aia? Nu, poftim. Vai, mersi.